Am fost solicitați pentru o intervenție în masivul Făgăraș, în zona Păi Buda. Un cioban dispărut din joi a fost văzut de un coleg de-al lui care a comunicat unor turiști acest lucru și ne-am alertat și poliția și toate organele de abilitate și am fost să-l ridicăm de acolo. A fost un eveniment trist pentru că încă un om tânăr și-a pierdut viața, din păcate. Am fost o echipă mixtă, colegi din Pitești, din Curtea de Argeș și din Jandarmeria Montană. Cât de dificil a fost intervenția? A fost o intervenție foarte dificilă, a necesitat foarte mult material tehnic. Am făcut câteva lansări, datorită faptului că accidentatul, de fapt decedatul, era într-o zonă foarte, foarte greu accesibilă. Chiar ne-a luat ceva timp să ajungem la el și a necesitat un foarte mare efort din partea salvatorilor pentru a scoate cel puțin să ajungem în poteca unde a trebuit să-l transportăm la vale, pe Valea Buda. Am primit un telefon de la un coleg de la Salvamont Nucșoara care a întâlnit niște turiști în creastă ieri, după amiază. Turiștii fuseseră contactați de un cioban care a spus că are un coleg decedat undeva în zona Jgheaburi, sub lacul Podul Giurgiului. Și că ar fi decedat de joi, nu? Ni s-a părut un pic ciudat. A trebuit mai întâi să confirmăm, să fim siguri, și au fost doi colegi ai noștri cu doi jandarmieri. Au găsit într-adevăr cadavru, dar era deja să întuneca, astfel că ne-am organizat pentru astăzi și am făcut o echipă complexă cu poliție, cu IML, noi, și am fost să evacuăm cadavru. Acțiunea a fost una foarte dificilă pentru că el era căzut pe un scoc cu apă. Sâncile erau foarte alunecoase, e și de înțeles de ce a căzut acolo. Și au fost necesare mai multe lansări cu material tehnic foarte mult. Asta e relu, stop. Acum Andrei ai timp, dar ce Andrei care să-ți spune? Repetise și el.